S-au terminat alegerile, s-au terminat și demonstrațiile de putință ale candidaților. S-a terminat asfaltatul, plantatul și spălatul străzilor, iar situația o regăsim, din păcate, cam peste tot. Mulți edili au fost reconfirmați în funcție, deși nu se pot lăuda că au făcut prea multe pentru comunitățile pe care le conduc. Să luăm, de exemplu, o comună din Gorj, în România lui 2024, unde sunt oameni care nu au apă la robinet, asfalt la poartă și nici canalizare sau gaze, dar au același primar de 20 de ani. Cu manele răsunând la maximum din boxa prinsă pe plafonul mașinii și claxoane. Așa a sărbătorit primarul din Văgiulești, județul Gorj, noul mandat câștigat, al șaselea, la mustață, cu o diferență de 7 voturi. A devenit un obicei, turul victoriei. Cartofi, arsenclari, vals, morcovi, porumb verde. 5 sate sunt în comuna care e condusă de 20 de ani de același primar. Cu toate acestea, realizările lui lasă de dorit. Asfaltul lasă de dorit. Că e sub orice critică, l-au peticit, cred că 4-5 ani, plombează la el. Domnul Gruia s-a mutat la țară după o viață petrecută la oraș, însă nu se aștepta ca modul de trai să fie același ca pe vremea bunicilor. Nu are încă apă curentă. Nu mai vorbesc de caze, că alea cred că mor eu și nu se vor aduce zonă. Satul Cârciu a rămas ultimul pe listă la capitolul investiții. De peste 20 de ani, oamenii de aici așteaptă să aibă apă la robinete, asfalt pe uliță și canalizare. Asta aștept, civilizație. Pentru asta plătești taxe și impozite. În satul vecin, ultima investiție a fost în indicatoarele stradale. Ulița care duce spre moșia primarului e pietruită, dar a primit un nume special în Consiliul Local, Colț de Rai. În alt sat, oamenii se mulțumesc că au măcar apă și asfalt. S-a făcut, a băgat apă, s-a făcut asfaltat și drumul pe Mușlești la deală. Facem continuare, nu? Apă s-a băgat, asfaltul a făcut și pe aici și pe ulițe. După 5 mandate, primarul promite că va rezolva problemele restante. Bugetul primăriei de 1 milion de lei pe an e prea mic însă pentru investiții importante. Din acești bani, primăria abia achită salariile și cheltuielile de funcționare. Singura cale să se dezvolte comuna stă în fondurile europene sau de la guvern. Și programele acestea s-au derulat foarte greu, adică sunt 4 ani de zile de când n-a fost nicio linie de finanțare. Suntem o comună destul de săracă. Mai avem câteva drumuri sătești în zona Covrigi de modernizat. Sunt 2 mai lungi, aproape 1 kilometru unul dintre ele. Și ulițe mai sunt. Pe altele s-a turnat deja asfalt cu bani de la guvern. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.